Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, e o zi inedită pentru mine, e zi de duminică, când am fost întrebat, era să spun și exploatat, dar mă rog, luați termenul cum vreți, de o tânără jurnalistă, viitoare jurnalistă, Delia Vulpe, care e prezentă aici în studioul nostru și care, după ce mi-a pus multe întrebări, am zis, ia să o întreb și eu. Delia, bine ai venit. Mulțumesc frumos de invitație. Și studentă la? La comunicare și relații publice, la, în cadrul facultății de filozofie. În anul? Întâi. Cu speranță și cu preocupare de a deveni jurnalistă? Iau în considerare și varianta asta. În schimb, mă orientez momentan către mai multe domenii. Încerc să văd ce-mi place, ce mi-ar plăcea să fac pe viitor. Anul întâi e un an în care entuziasmul absolventului de liceu, speranțele, sunt toate la cote maxime, ca să spunem așa. De ce jurnalism? Luăm latura asta. Ce credeți, domnișoară, că poate să facă un jurnalist tânăr în secolul ăsta? Mai nu? Facultatea e 3 ani? Există în Bologna. Da. Apoi master. Și probabil la master se definește care e direcția. Cred că jurnalismul se bazează pe curiozitate și pentru că generația noastră este o generație foarte curioasă, tinde să dorească să vadă cât mai multe lucruri, să înțeleagă cât mai multe lucruri, să știe și cred că un tânăr jurnalist ar trebui să fie curios în primul rând și să fie interesat, să aibă dorința de a afla, de a cunoaște, de a ști. Și cred că asta mă și caracterizează, curiozitatea. E o profesie? Pentru că tinerii se gândesc și la câți bani fac. E o profesie și din punct de vedere al existenței, să spunem, materiale. Majoritatea lumii tinde să spună că nu prea se câștigă din jurnalism, dar cred că atunci când îți dorești foarte mult, cred că poți ajunge și la un venit suficient, cât să... cred că pasiunea e mai mare decât dorința banului uneori. E important. Eu cred că dacă fiecare tânăr ar gândi așa, cred că am fi mai puternici. Există la colegii sau la tinerii de acum și dorința de a pleca dincolo, oriunde, numai să facă bani mulți? Majoritatea decide să plece, în diferite chiar orașe, chiar și majoritatea colegilor mei au decis să plece în Cluj, în București, să nu rămână acasă. Și cred că și în străinătate mulți pleacă tocmai din dorința de a câștiga cât mai mult. De a câștiga cât mai mult, dar și cheltui mai mult. Eu cred că, inclusiv legat de facultate, sunt copii, tineri, care își doresc să urmeze cursurile la Amsterdam, la Londra, la Paris. A existat vreodată ideea asta și în ceea ce înseamnă atitudinea tinerei Delia Vulpe, asta ca să știe ce e de acasă. Am vrut să urmez Academia de Poliție din București. Dar oarecum m-am răzgândit pe parcurs, pentru că am realizat că nu era chiar ce voiam eu să fac și ideea de academie în sine nu îmi displăcea într-o oarecare măsură. Poate nu școala, cât profesia apoi, dacă da. e mai grea un pic, e mai pentru băieți. Deși am văzut multe fete frumoase care sunt polițiste. Sunt chiar incomode când vine și te oprește și cere documentele. Mă rog, n-ai de ales, trebuie să execuți. Iau în considerare varianta de a deveni cândva. Dar am zis că mai am timp să mă decid, să mă pregătesc. Am zis că momentan nu ar fi pentru mine și am vrut să urmez comunicare și relații publice.
comunicare și relații publice înseamnă, până la urmă, un loc de muncă și la o instituție publică, ca și purtător de cuvânt sau, mă rog, compartiment media în relații cu presa. Da. Care dintre cele două laturi, a fi un ziarist activ sau a fi într-un birou de mass media, la primărie, să spunem, vedeți o diferență între una și alta? Cred că un ziarist activ este trebuie să fie mult mai spontan, mai... Am înțeles. Da, și cel care face televiziune sau ziar într-o redacție. La primărie, de exemplu, ești purtător de cuvânt și înveți cum să-l protejezi pe primar de atacurile presei, prin declarații, prin, dar nu chiar așa, e așa. Cumva sunt la poluri opuse. Aproape la poluri opuse. Da. Cred că fiecare dintre cele două... Dar și într-un caz și în altul trebuie să fii un cunoscător. Atât de limbă română, atât de, mă rog, meserie ca atare, încât să poți poziționa... Și curaj, mult curaj. E mult curaj și determinare. Până la urmă, din ce ați văzut și la liceu, câți copii ar vrea să devină oameni de media? Nu? Cât sunteți la școală în anul acesta de studiu? Pe departamentul meu suntem 100 și ceva. Tot anul. Da. Nu știu câți sunt în anii 2 și 3 sau la master, doar că cel puțin din clasa mea, am studiat la Colegiul Național Emil Racoviță, cred că sunt printre puținii care au ales un astfel de... Job. Da. Hai să spunem job, că acum e o metodă de a aplica, de a încerca să cauți locuri de muncă peste tot. E cineva în familie cu pasiunea asta? Cum de comunicare și jurnalism? Nu, tata a vrut să fac Academia de Poliție, doar că... El s-a gândit că e o profesie mai clară. S-a gândit că mai e de clară. Viitor, da. Da, și mai de viitor, că e o meserie. Cu încadrare, poate cu... Acum nu știu dacă pensionarea se mai face mai devreme, dar s-a gândit la binele tinerei din familie. Și tot din familie, o verișoară a făcut tot comunicare și relații publice, doar că nu era pentru ea, ei nu i-a plăcut. Și am zis că eu aș putea să încerc să văd. Da? Și ea ce a ales până la urmă, după comunicare? Altă... A fost pasionată... La început. Da, și a deschis un salon între timp. A, deci s-a dus în altă... Total altă zonă. Și ce v-ar place? Presă scrisă, audiovizuală, radio? Cred că aș vrea să încerc câte puțin din toate. Mi-ar plăcea să încerc, să zic că știu câte puțin din fiecare, dar audiovizualul mi se pare mai fascinant cumva, mai atrăgător din punctul ăsta de vedere. Da, audiovizualul, într-adevăr, e drept că la radio un pic nu te vezi, dar comunici, transmis prin ceea ce spui și cu timbru vocii pregătit ca atare, iar la TV te uiți în cameră, de ce e camera care e așa, cadru fix, spune Sorin, aceea e cadrul general din mijloc, da? Și uite, să ne uităm la camera aceea și să spunem că la noi, la Păun, stimați telespectatori, la noi, la Păun, accesul nu se face decât cu mașini 4x4, zăpada este de 10 cm, așa că cred că ar trebui fie să stați acasă, fie să vă deplasați pe jos. Puteți face așa o informație? Nu e indirect, e o imprimare, așa că noi o să alegem cât o să alegem. Deci se reproducția zis dumneavoastră. Da, sunteți prezentatorul de știri, de exemplu. Prezentatorul de știri care anunță că astăzi la Păun, în Iași, e ca la de nivocul de Daniu, pur le de jur, Sivan. Da? Deci astăzi este frig, este rece, zăpada tocmai a sosit. Îmbrăcați-vă bine sau găsiți mașina potrivită sau stați acasă. Astăzi la studio numărul 3, exact, bine? Exact, numai acolo, la cameră, fix la Sorinul de acolo. Astăzi la studio numărul 3 din Păun, intrarea se face doar cu mașina 4x4 sau îmbrăcați bine. Mulțumesc!
Faptul că ați zâmbit e un semn bun. Există tendința, fiind pus în fața camerei la vedere, să te blochezi, să nu știi ce să spui. Dar dacă zâmbești, dacă cât de cât ești cu ochii mișcători spre cel de acasă, e un început bun. Dacă știrea era că mâine vine o furtună și trebuie să știu ce să facem, să ne batem lemnele la geam ca să nu ne ia casa pe sus, era mai grav, nu putea să zâmbiți. Așa, acum a zâmbit pentru că aici la Păun vin numai mașinile 4x4 când e off-road sau ce competiție se întâmplă. Nici avea noi 4x4, dar încerc. Da, v-ar place jurnalist de investigații sau un jurnalist de știri, de, mă rog, emisiuni de gătit, de... Noi avem aici în bucătărie, deci dacă vrei să exersezi pentru gătit, chemând pe primarul din comuna noastră, din Bârnova, să gătească, el are îndemânări, un gospodar, ar fi relaxant, nu? Sau cum? Cum vedeți? Noi am avut o temă la mass media, de aceea v-am și luat un interviu. Da, ce temă ați avut? Am avut de luat un interviu unei personalități din județul Iași. Da. Și avem de făcut o știre. Și cumva trebuie să explorăm ambele... Am înțeles. O știre, nu asta cu zăpada, nu? Că asta e prea simplă. La televizor e simplă, că spui vine zăpada, dar trebuie o știre mai amplă, probabil. Să, da, nu, o să știre... Să toate întrebările, unde, ce, cum, când. Da, exact. La absolut toate. Și cred că domnul profesor ne lasă să explorăm cumva ambele situații și a unui ziarist și nu știu, e foarte interesant. De aceea... Ți-ar place în economic să faci interviuri cu oameni de afaceri? Uite, mai înainte la noi a fost domnul Traian Dobre, care e om de afaceri, mă rog, a fost și parlamentar. Cum ar fi un interviu cu un om ca domnul Traian Dobre? Cred că ar trebui să fiu eu mult mai informată să pot lua un interviu atât de... E mai complex să discuți cu un om specializat pe economie și de, mă rog, anvergura domnului Traian. Dar dacă ar trebui să stați de vorbă cu un profesor, să spunem, cum i-ați lua un interviu profesorului dumneavoastră? Ce întrebări i-ați spune? Ați pus o întrebare foarte... Nu vreau să... Dacă dumneavoastră v-a pus în dificultate, punându-vă să luați interviul unui ziarist, cum e să luați interviul unui profesor? Fie de la jurnalist, fie din altă parte, ca să nu... Dacă cumva vede emisiunea, o să zică, uite, la ce se gândește tânăra mea studentă. Cred că noi studenții știm cumva, adică noi ne vedem pe noi într-un fel și aș vrea ca și să aflu și cum ne văd și domnii profesori. Deci asta ar fi tematica. Diferența dintre generații cred că ar fi o tematică. Mi se pare bună observația. E o diferență între generații? Da. De la elev la profesor, de la student la profesor? Sau vorbim de la vârstă la vârstă? De la tânăr la vârstnic? Cred că depinde și de fiecare profesor. Nu știu, depinde de mediul în care au fost crescuți, depinde de absolut orice, dar cred că ne adaptăm cumva și noi ne adaptăm la cerințele dumnealor și ei se adaptează la dorințele noastre și la... Lor le e mai ușor să se adapteze. Studenții, tinerii de acum, de astăzi, sunt un pic mai non-conformiști, mai dorni să depășească generația. Eu cred că ambiția asta, care mi se pare corectă ca argument, ar trebui să se întâmple prin cunoaștere, prin profesie, prin meserie, nu prin a nega ce au făcut cei dinainte. Există tendința asta la voi tineri să spune, bă, să plece, lasă, am venit noi și noi facem mai bine. Noi schimbăm lumea, ei ne-au încurcat, ne-au îngropat. Așa spunea Traian Dobre, am îndatorat generațiile viitoare. E o veste foarte... Cred că... Rea, tristă. Cred că premisa sau motoul generației noastre este că vrem să schimbăm lumea. Și cred că aici ține de dorința de mai bine. Că probabil cum vizualizăm noi situația la momentul actual nu ne convine sau nu ne place și cred că fiecare în parte și-ar dori să facă ceva să schimbe mai bine. E important să pleci sau să rămâi acasă și să lupți? Mă refer la voi.
pentru că au plecat și oameni de diverse vârste, dar și tineri, care s-au dus să învețe și au rămas oriunde în Europa sau în lume. Chiar dacă acasă aveau condiții, pentru că mulți din copii pleacă să studieze în Europa sau în America sau oriunde, când tatăl poate să-i suporte niște costuri sau să-l ajute. Și nu mai vine acasă, lăsând în urmă așteptările părinților, o rană, aceea că îți dorești ca puiul tău să-ți aducă o cană cu apă la bătrânețe. Există și asemenea... Cred că depinde foarte mult de caracterul fiecăruia. Eu n-aș putea să plec de acasă, n-aș lăsa casa pentru nimic. Poate aș lua în considerare să... o perioadă, o scurtă perioadă, dar pe o perioadă îndelungată n-aș putea. N-aș lăsa nimic în urmă. Nu mă văd făcând lucrul ăsta și cred că trebuie să fii foarte puternic să poți să lași tot și să pleci. Puternic și poate un pic inconștient, zic eu. Adică să nu conteze decât mai binele tău. Poate un pic de egoism, dacă nu mai mult. Deși sunt oameni români de-a noștri, tineri sau bătrâni, sau mai vârstnici, care au reușit oriunde în lumea asta. Oriunde s-au dus, au profesat, au muncit, au pe șantier sau unde au reușit ei să-și găsească locul. Unii au adus bani și acasă sau au reparat casa bătrânească, alții au căzut pradă tentațiilor de tot felul. Tentații care există și la noi. Uite, de exemplu, o temă e cea a drogurilor, de exemplu, care, sau alcoolului, care primele victime sunt cei tineri, sau cele mai vulnerabile, ca să spunem așa. Ți-ar place să faci o anchetă pe tema asta? Da, aș lua și lucrul ăsta în considerare. Îmi place foarte mult să urmăresc anchete, investigații. Sunt anumite canale de YouTube care fac lucrurile astea și cred că se fac remarcați prin Recorder, de exemplu. Este un canal care își face destul de bine treaba. Și cred că e destul de... Ți-aș place să-ți faci un canal de asta propriu? Că sunt unii care sunt blogger, nu? Așa se cheamă. Blogger, da. Blogger. Influencer. Mai nou. Da. Ți-ar place să faci asta? Acolo fac din ceea ce urmăriți, probabil. Sunt oameni care au studiat sau pur și simplu care vor să comunice din experiența lor? Sincer, nu știu dacă au studiat într-atât de bine acest domeniu, dar cred că în jurnalism sau în general în mass media trebuie să existe și talent, adică să fie... Talent și educație. Să poți să și vezi ce înseamnă profesia asta și la ce este ea sau cum este de bine privită de cei de acasă și dacă poți să respecti niște reguli. De fapt, statutul jurnalistului, care nu există, ar trebui să stea la baza profesiei unui jurnalist, indiferent în ce domeniu ar lucra. Presă scrisă, audio, video sau blog, nu știu, podcast. Ți-ar place să faci un podcast și să-l trimiți? Am văzut că sunt unii care sunt foarte incisivi acolo, sunt mai neconvenționale interviurile și acelea au impact la generația tânără. Da, cred că în rândul generației noastre podcastul a ajuns să fie cam cel mai cunoscut tip de interviu. Poate și din cauza faptului că intervievatorii sunt mai îndrăzneți, tind să întrebe lucruri destul de, nu știu, deranjante poate într-un anumit fel, dar în același timp îi pun în dificultate pe ceilalți. Cred că... Dar mai ales dacă invitații sunt oameni politici sau, mă rog, niște personalități în domeniu. Da. Ei, acum, s-ar părea că cel mai mare succes au cei care vin prin sport, mă refer la intervievați, la subiectele abordate, sau oameni de succes din orice alt afaceri, știu eu, politic. Da, sunt podcasturi foarte bine primite, dar contează foarte mult și cât de valoros ca iscoadă, sau mă rog, cât de iscoditor este jurnalistul. Acum, cel puțin pentru video, trebuie văzut pentru TV dacă camera ține cu cel care
pune întrebări, să spunem. Da, nu trebuie neapărat să fii și plăcut, dar trebuie să fii viu, vioi. Să poți să nu să-l pui în dificultate, dar să scoți cât mai mult de la cel pe care îl întrebi. Și pe mine m-ați exploatat azi de aproape o oră. Asta înseamnă că aveți calitățile jurnalistului de presă scrisă. Acum punem în pagină și varianta de om de televiziune. Cel de radio e mai ușor, că nu te vede nimeni, nu? Da, există o emoție așa când știi că e o cameră pornită pe jurnalist? Pe... Încerc să nu mă gândesc acum, dar am avut emoții înainte de a intra în emisie. Da, acum pic, sunt da. Mai bine. Sunt de vorbă cu dumneavoastră și deja... Înseamnă că ar trebui să stăm de vorbă mai mult până când reușim să aflăm cum a fost copilăria, de exemplu. Că așa întrebarea mi-a pus mie. Cum a fost copilăria? Copilăria mea a fost frumoasă. Adică, având pe ambii părinți alături, mereu, și având un frate mai mic, nu am simțit nicio greutate în copilărie, niciodată, indiferent de... Poate la început condițiile nu erau chiar cele mai bune, dar n-am resimțit niciodată greutățile, având... Da, sprijin. Sprijin din partea părinților, bunicilor. Nu știu, cred că am avut o copilărie foarte frumoasă, nu pot să... Am rămas cu amintiri plăcute. Copilăria e frumoasă dacă poți să ai cam tot ce-ți dorești, să spunem. Dar ce și-ar putea dori un copil ca să fie fericit? Cred că iubirea părinților e cea mai importantă parte din toată copilăria. Dacă îți ai părinți alături, automat devii și un om educat și un om iubitor și față de tine și față de ceilalți. Cred că părinții joacă un rol foarte important. Jurnalistul trebuie să aibă calitatea asta de a iubi pe ceilalți, pe semeni. Da. Că mulți, când simt jurnaliști de investigații, ei împart dreptatea. Uite, hoții, nu e hoțul, uite, hoțul. Cred că... Cel puțin cei la anchete. Trebuie să intervină iubirea față de ceilalți în cazul în care ceilalți sunt răniți de ceva ce un om face afectați sau manipulați de... într-o oarecare măsură. Cred că... Da. Pot fi studenții manipulați la școală? De către profesor, de către... Nu știu, manipulați înțelegând... De fapt, nu, că el la școală duce să învețe. La ce l-ar... Cum l-ar manipula profesor? Să spună că nu-i bună profesia asta, de acasă? Nu. Bine, bine ai venit. Da. Cred că, având în vedere că, cel puțin, studenția este o alegere, adică suntem liberi să alegem dacă vrem să urmăm o anumită facultate sau nu și să vedem dacă ne place, să avem posibilitatea să o schimbăm pe parcurs, cred că doar noi ne putem manipula pe noi înșine, realizând că nu ne place ceva și să rămânem în domeniul acela. Cred că avem libertate foarte adică mare. Adică nu ne facem iluzii că putem face un lucru dacă nu știm a face. Da, pentru că suntem tineri și avem timp și posibilitate să facem cu totul altceva, să ne mutăm pe total alt domeniu. Stau acum studenții cu cartea în față, citesc? Sau, eu când zic, mă refer la colegi, la generație. Sau unii preferă doar să-și trăiască adolescența și studenția, pentru că cea mai frumoasă, în afară de copilărie, e adolescența și studenția, pentru că acolo deja te simți important, înveți, ai să devii profesor, jurnalist sau ce mai dorești. Cred că depinde de responsabilitatea fiecăruia și de dorința pe care o are față de facultatea aceea, pentru că automat în momentul în care iubești facultatea pe care o faci și iubești ce faci, tinzi să studiezi, să înveți cât mai mult, să-ți dorești să afli cât mai mult și cred că depinde de fiecare și când realizează că îi place ceea ce face. Studenții la comunicare sunt mai mult fete sau și băieți? Mai mult fete. Am înțeles. Sunt fetele mai dornice de cunoaștere? Au deprinderi, credeți, ca profesie vorbesc, care pot să le facă mai vizibile, mai apreciate în această profesie de... Nu știu dacă ține neapărat de asta. Am văzut și jurnaliști bărbați foarte buni care își fac treaba foarte bine, dar nu știu, chiar nu știu de ce. M-am întrebat și eu de ce suntem majoritatea fete în
această facultate, dar nu știu, cred că poate fi o meserie mai... Mai pentru băieți sau mai pentru fete? Cred că păi nu-i textila, să spunem, unde înveți cum să faci cesături. Jurnalismul, indiferent de ce formă ar fi el, chiar și la o instituție publică, ca purtător de cuvânt, să spunem, sau birou de mass media, e responsabil, e de umblat, e de stat și în frig și în deplasare, nu numai, să spunem, la un calculator. La calculator ajungi cu informațiile pe care le prelucrezi, cumva. Da. Nu știu, sincer, să vă răspund. Cred că e vorba de îndrăzneala fiecăruia sau... Nu știu, cred că generația noastră, cum vorbeam la început, toți suntem curioși. Dar cred că cei care au avut o curiozitate mai mare față de domeniu și față de comunicare în general, cred că au ales acest fapt. Poate un tânăr să-și dea seama dacă are vocație pentru profesia care și-a ales-o? Da, în momentul în care se uită la un reportaj de orice fel și simte nevoia să pune și el o întrebare cumva, să completeze reportajul. Se poate întâmpla uitându-te la televizor să spui, uite, ar mai fi trebuit pusă întrebarea următoare. Da, ca și cum ar spune, mi-aș fi dorit să pun și întrebarea aceea. Aș fi fost curios și de lucrul ăsta. Cred că... Înseamnă că sunteți un microbist. Da. Numai microbiștii se pricep la televiziune, la fotbal, dar fiind microbist înseamnă e o calitate de iscoditor, să spunem, și de om care ar mai vrea, dacă nu perfecțiunea, o completare a informațiilor care le vede la televizor. Când vă uitați la TV, simțiți că ați putea fi manipulată de... Sau, mă rog, știrea poate fi incompletă și ea poate să manipuleze sau să inducă în eroare telespectatorul? Sunt foarte multe știri acum care se încadrează în categoria de fake news și cred că trebuie să... cel puțin în mediul online. Cred că acolo sunt cele mai multe situații și ar trebui să știm să ne selectăm interesele și să nu credem chiar tot ce circulă pe internet. Dacă să le poți selectate, să ai cunoaștere. Dacă ești un om fără carte... Sau măcar simți. Păi simțiți voi ăștia tine sau care mergeți la școală și vă formați într-un domeniu. Dar bunica mea sau bunica, ea e om simplu, un om care... Ia de bun ce îi spune cineva. Bine, nu trebuie să uite, cred, pe calculator. Sau dacă se uită, asta știți voi, ai dat telefon performant bunicii? Nu. Ia se uită la televizor, ia vede ce se întâmplă acolo. Au apărut videoclipurile acestea făcute cu inteligența artificială când sunt manipulate vocile și... Asta e cea mai periculoasă formă de manipulare. Cred că cel puțin un om care nu stă pe internet și nu știe cum funcționează, cred că ar putea să creadă o parte bună din ce se... Deci ce se spune acolo. Da. Da. Acum există telecomanda și oamenii cu bun simț de la țară preferă să uită la ceea ce înțeleg ei mai bine. Poate un film, poate informațiile despre vreme, despre mărirea pensiilor, nu știu, zic și eu. Știri în general. Știri în general. Nu vrem să-i limităm, pentru că sunt oameni... Experiența vieții are un rol în orice profesie, mai ales cea de jurnalist. Adică vă vedeți bun jurnalist la început carierei sau pe la jumate, presupunând că o să faceți asta o viață întreagă, nu știu. Dacă ar fi să merg pe acest domeniu, cred că experiența din primii ani de muncă mi-ar prinde foarte bine pe viitor. Adică, în momentan, nu pot să mă consider un jurnalist din cauza că abia am început, abia... Și mă bucur că am avut ocazia să vă iau dumneavoastră primul meu interviu și, nu știu, cred că un jurnalist bun devine în timp, se formează în timp, învață și crește în acest domeniu. Mai ales când întâlnește situații limită, în care decizia lui contează în a informa. Deși un eveniment, un accident rutier, să spunem, e prelucrat sau e pus în pagină de mai multe posturi de televiziune sau de mai multe tipuri de jurnaliști, fie
o domnișoară, fie un tânăr, fie un veteran care, nu știu, după vreo 30 de ani se duce acolo și spune în alt fel, mai ales dacă transmite de la fața locului. Dar, indiferent de situație, eu cred că fiecare dintre ei, și aș vrea să văd cum gândește viitorul jurnalist, fiecare dintre ei pornește de la situația de fapt. Unde ajunge și cum face comentarii apoi sau divagații, e în funcție de curaj, de cunoaștere și mai ales de poate să și dăuneze o știre de la un accident. Nu? De ce ar dăuna? Există riscul acesta? Majoritatea oamenilor care sunt de față la întâmplarea unui accident tind să posteze imediat pe internet. Cred că clar, cu telefonul live. Majoritatea stau cu telefonul în mână, poate în loc să ajute sau poate în loc să... Cred că toți avem cumva acel instinct de a da mai departe, de a arăta lumii ce s-a întâmplat. Și cred că în felul acesta poate să dăuneze. Poate nu ești omul potrivit la momentul potrivit, dar nu știi să... Poate e o investigație a poliției care poate să... Că tu nu poți să spui cine e vinovat. Da. Poți să spui, iată și s-a întâmplat, dar cine, cum? Pentru că urmează procese, urmează expertize, cel puțin la un accident rutier. Și doar atunci se vede cine a fost vinovat, cum a fost vinovat, de ce, ce prejudicii au fost aduse. Pentru că, alminteri, informația brută e bună pentru... informație, pentru senzație, dar nu pentru elucidarea cazului până la urmă. Internetul permite tuturor să-și dea cu părerea asupra oricărui subiect? Cum spuneam, la sport, la fotbal, la televiziune, unii și la politică se pricep cu toții, dar nu poți să faci judecăți de valoare peste nivelul a ceea ce înseamnă realitatea în sine. Da, ce să zic, copilul, fratele, ce profesie avea să urmeze? Fratele meu, momentan... E mic, e mai mic, nu? Între 7-8 ani. Nu, e clasa 12, dar încă... E la liceu. Își va alege în toamnă școala. Poate mai devreme, încă vrea să vadă exact ce are vreo opțiune sau încă nu știe? Încă nu știe. Această, mă rog, orientare profesională de multe ori se întâmplă după ce mai încerci o facultate, încă o facultate. Nu avem siguranță că ce facem acum vom face și pe viitor sau că ce ne place acum ne va place. Depinde și de piața muncii și de... Da. E optimist un student în anul întâi de facultate vis-a-vis de perspectiva profesională și nu numai, și de viața de mâine, mai ales că se întâmplă atâtea lucruri în jur? Cred că e foarte important să, de oriunde ai plecat, să pleci cu optimism și să crezi mereu că vei avansa, vei putea, vei face. Cred că fiecare student are un gram de optimism la început. În ceea ce așteptări are de la el. Da. De ce facultatea la Iași și nu la Cluj? Sau de ce nu la București? Eu am vrut să... Nu am vrut să plec. Am vrut să rămân aici. Da. Și știu că momentan nu vreau să fiu departe de casă. Vreau să fiu aproape de ai mei, aproape de orașul meu. Nu am putut să iau în considerare decât am zis. Poate la București, la Academie, dar n-am putut. Da, stimați telespectatori, tocmai am stat de vorbă cu o jurnalistă, eu îi doresc să fie o jurnalistă și de ce nu de televiziune. Pofta vine mâncând, se spune, întotdeauna, în orice domeniu, cu atât mai mult într-o meserie nu atât de grea, cât de responsabilă pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Mai ales aici unde poți minți poporul cu televizorul foarte ușor, dacă vorbești de online, iată un pericol și mai mare, pentru că acolo nu există o măsură, o cenzură, să spunem, sau autocenzură, ci mai degrabă spui totul și că așa trebuie să spui. Așa că din acest punct de vedere vă doresc succes și din acest punct de vedere. Vă mulțumesc frumos!
Și vă mulțumesc de invitație. Da, eu dacă aș încheia cu o întrebare, la ce redacție v-ați vedea, dacă ar fi televiziune, în ce domeniu anume v-ați vedea reușind? Cred că e prea devreme. Da. Mai întâi să ajungi. Păi la început e Crainicul de știri de televiziune sau reporter de știri. Pentru tot aveați o știre de făcut. Ar vrea să vedem ce știri ați făcut când ați prezentat-o profesorului și ce notă ați luat. Uite, asta va putea fi subiectul la următoarea întâlnire. Da, vă mulțumesc. Succes! Sănătate celor de acasă, pentru că îi cunosc foarte bine. Mama lucrează în învățământ, din câte știu, nu? Nu. Tata, după cum știți, el este un specialist în sistem silvic. Da. Iar tânărul domn fratele va fi un specialist în Academia de Poliție. Posibil. Și nu știu dacă nu cumva se enervează el și urmează profesia asta. N-ar fi exclus. E cam greu de stat de vorbă cu tinere, pentru că ar trebui să dai timpul înapoi un pic și să simți efervescența aceea specifică studentului. Da, mă rog, vrând să fiu curios doar, mulțumesc pentru acest interviu. Mulțumesc și eu. Primul interviu, nu? Că tot am fost la primul interviu luat mie și invers, am vrut să fiu reciproca. Nu știu dacă e reciproca avantajoasă, dar... Cred că da. Da, ia să vedem. Rămâne de văzut. Numai bine, stimați telespectatori, a fost domnișoara Delia Vulpe, studentă la comunicare și viitoare jurnalistă de televiziune. De ce nu? La revedere! La revedere! Și succes! Mi-e dor să mă merg la un cear, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,